Dacă, din punct de vedere legislativ, v-am exprimat punctul meu de vedere, trebuie să vă mai spun un punct de vedere care s-ar putea să nu placă. Și acesta este legat de nevoia de modernizare a clasei politice. Sigur, un prim pas s-a făcut. S-a făcut în momentul în care am introdus votul uninominal. În același timp, este clar că un vot uninominal compensat, așa cum îl avem acum, nu face decât să creeze distorsiuni și oameni mai puțin susținuți de cetățeni ajung în Parlament în locul unora care au luat un număr mai mare de voturi. Este, cred, o obligație morală a majorității ca împreună cu minoritatea din Parlament să decidă. Să decidă un vot uninominal curat, care nu mai lasă ca oameni de pe locul 3 să ajungă parlamentari, iar cei care au fost primi în colegiu să rămână acasă. Se pare că nu sunteți chiar atât de împotriva acestei soluții, dar am să vă mai spun o soluție pe care o văd pentru reformarea sistemului politic românesc. Ea se referă la punerea în aplicare a referendumului din noiembrie 2009. Dragii mei, dragi colegi, pentru că și eu am fost parlamentar, trebuie să recunoaștem că oricăruia dintre dumneavoastră, fie că sunteți la putere sau că priviți la televizor fiind în opoziție, este greu să meargă în colegiu și să spună: aveți încredere în noi, dacă ne dați votul, noi vom lucra pentru voi, când astăzi oricare dintre membrii Parlamentului este vulnerabil la respectarea votului cetățenilor. Cetățenii au cerut Parlament unicameral și 300 de parlamentari. Oricare dintre parlamentari va fi privit cu suspiciune cu privire la sinceritatea solicitării votului dacă acest lucru nu se întâmplă. Știu că trebuie două treimi. Știu că trebuie făcut un efort de a se discuta cu opoziția. Dar țineți cont că a fost un vot cu peste 80% dintre participanții la referendum în favoarea soluției Parlamentului unicameral. N-aș vrea să vă spun efectele dublării atribuțiunilor celor două camere. Este evident că tot una singură legiferează, cea care este a doua sesizată, ca camera decizională. Deci, practic, Parlamentul României funcționează acum ca un parlament unicameral. Ori este foarte greu să justificați necesitatea a două camere când singurul suveran este votul popular. Iar poporul s-a pronunțat asupra acestui lucru și cred că aveți obligația să țineți cont de acest vot. Mai este un lucru care ține de moralitate. Știu că și dumneavoastră ați avut indemnizațiile, veniturile amputate cu 25%. Și totuși, una este să-i tai președintelui 25% din salariu și alta să-i tai unui salariat care are 1000 de lei pe lună. De aceea, eu cred că reducerea la o cameră și la 300 de parlamentari ar veni și ca un argument că și politicienii la vârf din România
sunt perfect conștienți de nevoia de a reduce cheltuielile de funcționare a statului. Vreau să vă spun două lucruri. Dacă avem o criză a datoriilor publice în Europa, așa numită criză a datoriei suverane, ea este generată de două motive. Unu, cheltuielile foarte mari ale statului pentru a-și asigura funcționarea, și nu ale statului, ale statelor din Uniunea Europeană, și doi, cheltuielile mult peste veniturile fiecărui buget cu protecția socială. Ori din acest punct de vedere, părerea mea este că un răspuns pozitiv la referendumul din noiembrie 2009 este ceea ce populația așteaptă de la politicieni pentru a fi în continuare credibil. Dacă reforma statului a ajuns la un punct la care, așa cum vă spuneam, iar mai trebuie două legi dincolo de revizuirea Constituției pentru a avea un stat care să ne permită să privim cu speranță în viitor, mai avem și probleme economice fundamentale. Nu voi accentua acest aspect, dar voi face două precizări. Un obiectiv major al României este intrarea în zona euro. Și dincolo de orice, o să vă spun doar un lucru elementar. Dobânzile în zona euro sunt de 1,5% pentru statele normale, echilibrate macroeconomic, pe când acum dobânzile, fiind stat non-euro, sunt 6,5% pe piață. Trebuie să înțelegeți cât de important pentru economia românească este să devenim stat membru al zonei euro. Dincolo de asta, trebuie să vă mai fac o precizare care ține de experiența pe care am acumulat-o ca membru al Consiliului European. Am văzut multe state aflate în dificultate care au îndeplinit criteriile de la Maastricht, criteriile de intrare în zona euro. Și aici mă refer la Grecia, Spania, Portugalia, Italia, Irlanda, și lista poate continua. Ceea ce înseamnă că respectarea criteriilor de la Maastricht nu este suficientă pentru a fi bine ancorat în zona euro. Nu este de conceput, acum, după ce am văzut ce se întâmplă, cu simpla condiționare de criteriile de la Maastricht, deci nu este suficient să ai un deficit sub 3%, să ai un grad de îndatorare sub 60%, să ai o inflație în jurul a 2,5%, să spui sunt bun pentru intrare în zona euro. Dincolo de aceste criterii obligatorii, viața ne-a arătat că un stat care nu are o economie performantă, o economie competitivă, nu rezistă în zona euro. Ori, obiectivul în perioada imediat următoare trebuie să fie reanalizarea și creșterea performanțelor economiei de stat. Mari transportatori, fie că vorbim de transgaz, transport pe conductă, unitățile de căi ferate, mari producători de energie, Romgaz, hidroelectrica, termocentrale, toate trebuie să devină competitive din punct de vedere al producției. Fără competitivitate în sectorul de transporturi, în sectorul energie, nu avem nicio șansă să trăim bine în zona euro. Iar această lecție o învață acum vechii membri
ai zonei euro. Dacă tot am văzut-o la ei, de ce să n-o învățăm și să o aplicăm înainte de a ajunge în euro? Iar din acest punct de vedere, programul pe care îl avem cu Fondul Monetar Internațional, cu Banca Mondială și cu Uniunea Europeană, vizează în această perioadă o prioritate în eficientizarea economiei de stat, fie că vorbim de management privat și implicit depolitizat, fie că vorbim de vânzări de pachete minoritare de acțiuni pentru a crea sursele financiare necesare modernizării Transgazului, Romgazului și altor mari companii, Hidroelectrica și ce mai avem. Deci, economie competitivă și creștere de productivitate trebuie să fie cuvintele de ordine înainte de a intra în zona euro. Altfel, simpla atingere a criteriilor de la Maastricht nu rămâne decât o înșelătorie pe care ne-o adresăm nouă înșine. Nu vom rezista, nu vom fi competitivi în zona euro dacă nu suntem competitivi și economic, nu numai din punct de vedere al deficitelor, gradului de îndatorare și a inflației. Dar avem nevoie și de creștere economică. E în regulă. Ne-am luat măsurile de austeritate necesare, am pornit un program amplu de reformare a statului, dar ne mai trebuie ceva. Ne trebuie o economie nu numai competitivă, dar și extinsă, consolidată. Ne trebuiesc ramuri prioritare pe care să le dezvoltăm și în care să fim printre campioni. Și aici condițiile noastre, în mod categoric, sunt legate de agricultură, de turism, de minerit. Nu mă refer la orice tip de minerit, ci la acel minerit care, urmarea evoluțiilor de pe piață, face rentabilă reluarea exploatărilor de aur, de cupru și așa mai departe. Domnilor și domnilor parlamentari, fără să creăm locuri de muncă în aceste domenii, riscăm ca, deși aparent să avem parametri economici buni, în realitate să creăm o pătură largă de oameni săraci. Nimic nu este mai important astăzi decât să creăm locuri de muncă. Știu că se poartă demagogia. Știu că se spune să nu ne atingem de resursele țării, să nu ne atingem, dar dacă nu dăm soluții de locuri de muncă oamenilor, nu numai că vom avea probleme într-un buget dezechilibrat, cu un sistem de pensii care nu poate fi susținut, dar nu vom da șanse de evoluție unui mare număr de români. Locurile de muncă sunt cheia evoluției pozitive a fiecarei familii, a fiecărui cetățean. De aceea fac un apel și la parlamentari și la guvern. Redeschideți mineritul care a devenit rentabil. Nu discut eu condițiile comerciale. Dacă avem bani, să-l redeschidem cu banii noștri. Dacă nu avem bani, să acceptăm investițiile străine și să generăm locuri de muncă. Acesta este adevăratul aur al unei societăți. Locurile de muncă.